Serviciul de ambulanță alături de pompieri și poliție au făcut o demonstrație la școala de agenți Vasile Lascăr, atât viitorilor agenți cât și unor elevi de la școlile din Câmpina. Tinerilor li s-au prezentat echipamentele din dotarea fiecărei instituții. Aceasta este o foarfecă care poate taia orice tip de mașină, de turism și așa mai departe. Acesta este un depărtător cu capete reglabile. Există o trusă în auto specială care se detașează capetele în funcție de eveniment și de ceea ce îi trebuie respectivul servant, poate înlocui acel cap. Am încercat să explicăm elevilor importanța lor în acțiunile de descarcerare, în acțiunile de stingere a incendiilor, în acțiunile de intervenție la inundații și la toate situațiile de urgență produse în zona de competență a inspectoratului în județul Prahova. Viitorii polițiști trebuie să știe cum să acționeze la fața locului în cazul unor accidente. Am început o pregătire serioasă, printre care și pregătirea în ce privește salvarea vieții victimei. Plecând de la ideea fundamentală că polițistul este în slujba comunității, deci în slujba omului, i-am invitat pe colegii de la ambulanță, pe colegii de la SMUR și ca de fiecare dată deci au răspuns pozitiv la invitația noastră. Noi sperăm ca această activitate și următoarele care le vor desfășura împreună cu noi în școală să le fie de folos, cel puțin pe această secvență de salvare a vieții victimei. Medicii de pe ambulanță au făcut și un exercițiu demonstrativ în care i-au implicat pe unii dintre cei prezenți, tocmai pentru a înțelege cât mai bine importanța acordării primului ajutor. Vor urma deschiderea căilor aeriene și să vedem dacă respiră. Deci o mână pe frunte, două degete pe bărbie, în capul pe spate și privești oracele și numeri până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pacientul nostru respiră. În această situație, riscul cel mai mare pentru pacient este să verse și el, fiind inconștient, aspiră toate secrețiile și poate să-și piardă viața. Am încercat să le simulăm câteva exerciții de modul cum se intervine în cadrul accidentului rutier, de modul cum se intervine la o persoană cu lipotimie într-un loc public. Extrem de important ca să înțeleagă că principalul lucru în primul ajutor este siguranța. Nu ne ducem să ne pierdem viața, ne ducem să-i ajutăm pe oameni și mai mult rolul lor ca polițiști. Toți cei care au asistat la prezentarea și demonstrație au fost plăcut impresionați și oricând ar fi interesat să afle noutăți din experiența celor din cadrul serviciilor de intervenție.